Mai mulți transportatori de pe rutele interurbane din Republica Moldova au intrat pentru 3 zile în grevă. Ei sunt nemulțumiți de refuzul autorităților de a majora tarifele la călătorie, însă alți șoferi nu s-au alăturat protestatarilor și au ieșit la muncă. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, afirmă însă că ar protesta în jur de 90% dintre șoferi, inclusiv în raioanele Șoldenești, Drochea, Făleș și Edineț. El a amintit că greviștii solicită autorităților să majoreze prețul călătoriilor interurbane cu cel puțin 80 de bani pentru un kilometru parcurs. Ministrul Infrastructurii, de cealaltă parte, Andrei Spânu, i-a îndemnat în mod repetat pe transportatori să nu se lase provocați. El a afirmat că ar fi vorba despre un grup minuscul de protestatari care încearcă să șantajeze actuala guvernare înaintând cerințe nejustificate. Ministrul Spânu a mai precizat că în această săptămână va purta ultimele negocieri cu transportatorii asupra tarifelor de călătorie, după care se va lua o decizie în acest sens.